Bună ziua! Astăzi este o zi specială pentru noi și pentru o familie dragă nouă. Ne cunoaștem de foarte mulți ani, suntem neamuri prin alianță cu ei. Verișoara lui cumnatul meu și fata ei s-a căsătorit și ne-a chemat și pe noi la nuntă. E o nuntă pocăiască și mai înainte am fost la biserică, la Biserica Baptistă Dragostea din Arad. Acum mergem să facem niște poze, dar nu știu sigur în care parc. Am zis că în parc. Am zis că poate că face în alt parc. Acum am un pic emoții că ne-am întrebat la care parc, de răsă suntem pe drum. Mergem să vedem care parc. Dar mă gândesc că parcul copiilor. După care o să mergem la sală, la restaurant. Colonia civilă au avut deja loc, cred că săptămâna asta, la început, luni, dar nu știu, mai știu sigur. Și n-am întrebat dacă am voie să filmez pentru canal. Eu fac acum am început și o să întreb când o să fiu la sală, dacă am voie să filmez. Acum vedem. La biserică, la adunare, am să zic, n-am filmat tot, doar foarte puțin, fiindcă eram un pic mai în spate. Și nu prea se vedea cum trebuie, nu se auzea cum trebuie și nu prea am filmat. Dar cât pot filmez și ce se poate. Sper să fie ceva, să facem ceva frumos. La mine a fost fluierat așa. Ăștia cred că merg direct la Sâmnenia și cu taxi. Care parc merg să facă poze? Nu am nicio idee. Voi mergeți direct la sală? Da. Și ei merg în parc? Așa au zis, mai ei să merg. Noi mergem la sală. Ok, înțeleg. Dar nu am nicio idee la care. Mă gândesc că ăla în spate, este în spate la primărie. Ăla e cel mai frumos. Ok. Da? Ok. Mergi la sală? Vrem să mergem în parc prima dată. Din spate la primărie. Ok. Parcul copiilor, așa se numește. Știu, mersi. Mă vezi, Angie? În parcul copiilor mei. Acolo, în parcul Dica. Merg să facă poze, merem și noi. Am mai auzit de Ava Garden, că e foarte fain. Acum vedem. Filmez și la urmăritorii noștri.
bine arată primăvara când e iarba atâta de verde și frumoasă. Dacă vin căldurile, o fi iarba arsă și galbenă. Doi miri foarte frumoși aici, așa-i? Tineri și frumoși, amândoi. Domnul să-i binecuvinteze cu căsnicie frumoasă înainte lui Dumnezeu. Natalia se bucură că merge în parc. Ne pare rău că nu a putut să vină și Alisa. Ea nu a fost pregătită pentru o nuntă, o anunțat-o. Nu s-a așteptat să fie în România. Și Alisa nu s-a așteptat să vină la nuntă în România. Am văzut, am văzut. Venim înaintea ta, Dumnezeu, de plăm și de ales. Tu care ești Dumnezeu, care cunoști inima, ne cunoști viața. Doamne, binecuvintează-i Tu. Amin. Doamne, cercetează-i Tu, Dumnezeule, și fă ca jurământul care și l-au dat unul altuia în fața martorilor văzuți și nevăzuți. Doamne, jurământul acesta să-și îl păstreze până la moarte. Jurământul acesta să fie, Doamne, înaintea ta o mărturie. Chiar și mâna ridicată din partea părinților să fie mână de binecuvântare, că ei sunt de acord cu căsătoria aceasta și binecuvântarea aceasta să îi însoțească și să fie o binecuvântare pentru familiile lor, să fie o lumină pentru familiile lor prin viața pe care ei o vor trăi și numele Tău de Dumnezeu să fie binecuvântat. Eu pun mâna peste Ionuț ca și cap de familie și eu zic, Doamne, dă-i autoritatea de bărbat în casă, dă-i autoritatea aceasta de stăpân, de domn în casă, așa cum Sara lui Neam Avram, domnul meu, așa să fie și în casa lor. Te rog, binecuvintează și dă-i putere să-și iubească nevasta, dă-i putere să-și o respecte, dă-i autoritatea aceasta să o aprecieze, dă-i autoritatea aceasta să fie credincios ție, Dumnezeule, și să depindă de Tine și cuvântul Tău să fie un cuvânt la loc de cinste în casa lor, pentru ca binecuvântarea Ta să fie cu adevărat o binecuvântare de viață și de autoritate. Te rog, binecuvintează Dumnezeu și pe Beatriz, Dumnezeule. Fă-o să fie o soție ascultătoare, supusă, așa cum a promis în fața martorilor văzuți și nevăzuți. Doamne, dă-i putere să țină jurământul și să fie cu adevărat, Dumnezeule, o soție supusă, iubitoare, o soție care să-și iubească soțul, o soție, Doamne, care să știe să fie ascultătoare și o soție care să fie cu adevărat o mărturie și să fie, Doamne, Dumnezeu, o lumină pentru cei din jurul lor. Binecuvintează împreună, Dumnezeule, și legământul Tău, care e legământ de viață, să rămână peste ei ca soț și soție. Legământul Tău să fie un legământ care să-i binecuvinteze. Binecuvintează de casa cu copii, Dumnezeule, cu copii sănătoși, Dumnezeule, copii care să-ți închine ție, Dumnezeule, și să te slăvească pe tine și să fie astfel oameni care să împlinească cuvântul
cuvântul Tău și numele Tău de Dumnezeu să fie slăvit. Părinte, în numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat, îți mulțumesc, Tată, te slăvești și zic glorie ție, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Păi, puteți veni. Eu nu pot să fac lucrurile aceasta, tu drăbăsele ai soției tale, că tu ai luat-o de nevastă, nu eu, așa că tu drăbăsele ai soției tale, Verigheta, și invers, și împreună Dumnezeu să vă binecuvânteze, împreună să fiți fericiți, binecuvântați și Domnul Iisus să vă întărească. Emoțiile smarta să e ok, să intre normal imediat. Domnul să vă binecuvânteze. O să-ți fericiți soția, puteți să vă felicitați unul pe altul, Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Aș vrea să vă prezint, iubiții mei, cea mai tânără familie. Este cea mai tânără familie din locul acesta. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Amin. Puteți să binecuvântați, puteți să felicitați și Domnul să vă tărească. Amin. Amin. Slavă Domnului! Ce frumos, da? Natalia! Crede-mă că îmi pare rău după ei. Eu iubesc, dar asta e. Și acum ai dat drumul? Să duc. Da? Că de-aia am luat pereche, să fie la un loc. Ok. Să fie la un loc, să... Deci nu se recuperează, nu vine înapoi. Să duce la omul ăla care l-au vândut. Da? Da, pe ei au inel. Oh, okay. Da, sunt din ăștia care știe să meargă înapoi. Am înțeles. Știe ce să facă ăștia, le vinde de mai multe ori. Super. Hai aici, poate porumbei. Vine aici, poate porumbei. Natalia, hai aici la tati. Mai dă drumul și porumbei merg acasă.
E știe să meargă înapoi acasă. Da, știe să meargă înapoi acasă. Hai, Natale, hai aici, hai Natale. Ba, ce frumos! Super, data l-ai văzut? Da. Hai, mă, hai, ce frumoasă roche! Camieta! Ce frumoasă roche! Super! Wow! Foarte fain! Foarte fain! Hai, dar tu coborâm încet! Da! Wow, Natalia, uite ce aproape e! Da, suntem în parc. Bate un pic vântul. Nu bate. Poate că un pic. Nu-i văd aici, Angie. Cred că în celălalt parc. În Mihai Eminescu. Ce frumos miroase în parc. Așa mi se pare. Tu ai mirosat așa, flori, parfumul. Da, și în parc miroase foarte. Uite, Natalia! Uite, știi jocul ăsta? Știe. Nu știi! Vrei să arată tati? Nu se învețe, tati. Na, Beti. Wow. Așa e fain, că după nu am cu ce să am copăr mașina. Da. Deosebită. Alo, stai, să te. Foarte fain. Acum am auzit? Da. Mami, pune-te-n partea asta. Da. Ok. Am înțeles, ok. Ține-o pe Betty, dă mâna! Hai să ne tragem noi de aici, să nu ne prindă și pe noi. Isaura! Ionuț, acum, hai da! Nu clipi, Ionuț! Hai, jos, hai, mamă! Ține aerul! Ține-o, mă, Ionuț! Ține-o, mă, Ionuț! Vreau să spun ceva. Vine aici! Te respect foarte mult. Am fost așa mică și Natalia. Oricum e foarte frumos. Și te ții minte de atunci. Domnul să te vedești. Un om deosebit și pot să spun că te iubesc. Și eu la fel. Vine aici, mamă. Vine aici. Toată familia voastră. O respectați și eu pe ei. Atunci când meream la fotbal cu Ovidiu, cu Dani, cu Fizio. Da, mă duc aminte. Ai vorbit cu mine deosebit de frumos. Mă duc aminte. Respect. Domnul să te binecuvânteze și tot ce iubești tu. Domnul să te binecuvânteze. Da, opresc autel. Nu-i mireasa? Nu-i mireasa, nu? Prințesa. Sunt prințesa. Regina. Mă la codea regina. Da, la codea regina. Și vorbim de acolo. Că-i banca. Sunt director, domnul. Super poză. Cred că e creasta. Care e ăla cu robotul sau care? Da,
Asta e, tot din Costa Rica. Asta la mama asta. Asta am, da, la minion. Da, la asta la mama. Da? E mama lui fata. E mereu meu ăla vechi. De asta l-am primit acum asta, știi? Da? De meu ăla vechi, ăla mi-l-a sunat. Și tata lui fata. Ea nu aude bine și din cauza asta un pic vorbește mai tare. Raul, avem una foto. Ei sunteți frați în Domnul. Domnul să-i binecuvinteze, de familie deosebită. Are dreptul să pupe. La Bea e rușine. Da, știu că e rușine. Darius, bagă-te uite acolo mai în spate. Darius, stai că vezi că în spate acolo. Tati, închide-mi ușa pe dreapta, că n-am văzut că e deschisă. Dar închide, tati, dai. Pune acolo, uite, Darius. Da, 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 lângă. Angie, tu te ajută. Ține de geantă. Aici facem și plecăm, nu mai facem alte poze. Deja în lumea acolo. Da. Acolo e frumos să facem. Acolo să facem poze faine. Gata, asta și gata. Mai împica ce tu. Da, țineți ghindele, ce ai? Vai, dar ce crea îi. Ce am făcut frumoasa mea? Ia faceți poze cu ea. E cea mai frumoasă de aici. Da, hai pe Leo, ca să ne vedem. Și Natalia mere. Trage părul ăla de pe față, dar după mere. Bravo, bravo, Isaura. Bravo. Natalia, fă like. Așa era Betty când era ea mică, ca tine. Exact, parcă o văd cu Betty. No, bun, gata, nu? Mergem la sală. Mergem la sală. Sală, acolo este grădină frumos. Acolo e mai frumos. Acolo e faima. Stați așa, acum unul lângă altul. Hai aici, mă, de aici. Carina. Ia, uite, e acolo, ajung pe fel. Face pom să plângă. Nu lasă că odată e mireasă. Gata. Doamne, dar ce frumoasă rochie. Pune buchetul frumos, mami. La tine, lângă tine, aici, lângă tine. Vezi că e o goangă pe la tine pe piept. Nu? Lasă. Nu, e frunză. Bă, e goangă, e goangă. E goangă. La piept, pe piept, o goangă, o goangă pe piept, Ionuț. În partea asta. Acolo, acolo. Gata, plecăm. Mergem la zi. Da. Foarte frumos, foarte frumoasă rochie. Foarte frumoasă. Ce frumos e parcul nostru. Și ce faină vreme, liniștită. Da, chiar e vreme caldă. Nici cald, nici frig, numai fain. Da. Eu am mâncat. Am mâncat acasă. Am mâncat la regim. Ce mânc eu la nuntea? Nu știu. Salată. Oameni buni, am slăbit. Nu știu ce se întâmplă cu mine. Am vrut să mă închid la curia
Și nu, eram obișnuit să mă duc până la capăt, la ultimul, la ultima gaură. Și când dau la ultima gaură, văd că nu este gaură acolo. Am mers cu rău mai departe. Da. Aici suntem într-un sat lângă Arad, se numește, dar locația este foarte faină, se numește Ava Garden. Da. Dar n-am știut să facem aici nota, atunci poate nu era. Da, hai să mergem să vedem ce e pe aici. Foarte fain. O zis Carina că e foarte frumos, că o zis că nici nu știu că ies în Arad așa ceva. Aici bate un pic vântul, suntem în teren deschis. Unde e Magnolia? Oh, asta e cum am avut noi, nu-mi place asta. Nu. Uf, stai să-l aranjăm. Stai să-l aranjăm că l-a luat vântul. L-a luat vântul, da. Gata. Aici fac o poză. Să vezi seara ce frumos e. Da. Mamă, ce fain e aici, Natalia, să facem niște poze, ha? Uite și ce acolo. Super. Piscina încă nu are apă. Da. Nu are apă. O să aibă probabil când o să fie cald. Sezonul, știi? Îi place la Natalia. Da. Piaggio. Piaggio. Ce? Da, ce? Hai. Foarte frumos! Uite-ne la mine! Vai, ce faină poză ți-am făcut! Hai să-ți arăt! Cam cât avem noi acum? Cu vreo 50 ani mai bătrâni ca noi cu dragă. Și auzi ce spune cântarea, la o strofă. Într-o noapte m-am gândit la cântarea asta și am vrut să o refac. Și am văzut cântarea e făcută de cineva care nu avea multă școală, dar se vedea că era un om care trăia cu Iisus. Dar am ajuns la o strofă și m-am dat seama că nu era doar un om simplu acolo, ci era Duhul Sfânt. Și auzi ce spune cântarea. Frate Daniel, casa mea s-a construit din un dulgher ce m-a iubit. Când pe Golgota răbda el la casa mea. Știi cântarea? O știi, dar ți-aduc aminte. Auzi? O iubită adunare, am o bucurie mare! Asta era! Soția din Italia o știu. Thank you.
întreba dacă pot să pun pe YouTube, zic că da. O să vă pun pe YouTube. Ia te rog. Casa mea s-a construit de un dulcher ce m-a iubit. Când trebuia pe tot cu la casa mea lucrat. Astea de regin? Mulțumim! Aoleu, ce fac astăzi? Așa să fie și casa voastră. Zidit-o pe sâncă! Nu, bine, vă las că am treabă. Deci trebuie să filmeze, e de minunăție. Parcă nici nu-ți vine să mănânci din farfurie, atât de frumos făcut și aranjat. Am mâncat mai înainte o pituță micuță, foarte bună a fost. Asta îi ceva brânză. Aha! E cașcaval cu șuncă, Angie. Vă pita. Foarte bun. Da, știu. Da. Foarte fain. Foarte fain. Mare hat de lui e sunt melodii atât de frumoase că le-aș înregistra pe toate. Melodia asta cântat-o la botez, când mi-am botezat eu, mami Angie și Natalia Burtică, și doar fiecare dată când o am, nu pot să fac să I'm not afraid to be alone.
Iisus e rege, predice laudă. Domn peste toate, nimeni nu este ca El. Iisus e mare, sfârșirea ta. Alfa Omega, nimeni nu este ca El. Natalia așteaptă. I-am arătat ce dulciuri este acolo. Ce prăjituri. Foarte frumos. Îmi pare rău că nu a venit și Alisa, foarte rău. Ne-am simțit mult mai bine dacă ar fi fost și ea. Numai, nu, nu au fost pregătiți cu haine, pentru nuntă și asta este. Uite, Natalia, aici o să, aici o să fie piscină, iubita. O să nuate aici. Vezi? Dar cui fetița asta mică să nu cadă aici? Na, hai ne plimbăm un pic pe aici. Foarte fain aici. Așa-i? Hai să vă fac acolo poze la... Hai. Lasă ciorba. Așa. Stai să... Că mai sunt și alți la poză. Uite ce frumos bradul ăla dacia acolo, vezi? Nu e fain deloc. Am văzut și mai frumos. Chiar că e fain. Uite cum e vârful. Nu-mi place. Deci e chiar foarte frumos. Nu am știut de restaurantul ăsta. Sunt mai multe sere aici. E mai frumos ca și acolo unde am fost la nuntă la Larisa. Domeniul Lupaș. Da, acolo e frumos că e mai mare și e natură, dar nu se compară cu sala asta, așa-i? Super, mult mai faină. Mult mai faină. Hai, hai să facem poză. E mai fain afară, mai cald un pic. Faceți vlog? Da. Urmă
Mărire. Da? Ceau! Ceau! Uai, ce fain e aici! Sonic! Vă fac o poză. Natalia, uite-te frumos, mă. Uite-te frumos. O bate soarele în ochi. Super! Uite și aici, la umbră. Nu, hai să fac una și de la depărtare. Ok. Uite ce fain e pomul ăsta, Angie. Are un țapă? Are, vezi că are spini? Ăsta e din ăla de... Avem ceva asemănător. Vezi că te înțapă, Natalia. Vezi că te înțapă, mama. Nu știu cum se cheamă. Nu știu nicio. Uite aici așa să vă fac poză la umbră. Așa, între braz ăștia. Ăștia doi? Aha. Hai, Natalia, între doi braz. Să vă fac poză. Să vedem mai. Hai, Natalia. Hai să fac poză. Ce fain, mă. Natalia e obosită. Ieri atâta s-a jucat cu copiii. Super. Unde e înăuntru? Îți place înăuntru? Asta e lavanda. Hai să vezi, Natalia, ce fai miroasa asta. Hai să vezi. Așa. Miroasă? Dar de ce? Ce? Acum miroasă. Stai să vezi. Uite. Ce fain miroasă lavandă, vezi? Bine, mergem iar înăuntru. Suntem la masă cu un prieten drag din școală. Ne-am reîntâlnit aici, la nuntă. Nu ne-am văzut de mulți ani. Fiecare plecat în alt colțușor al lumii. Și acum ne-a unit Dumnezeu aici la masă și mâncăm o mâncare minunată cu minunate cântări în lauda și slava lui Dumnezeu. Amândoi suntem la Domnul, întorși, și dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot. No, hai că am treabă, vă las, oameni buni, Domnul să fie lăudat. E obosită că ieri cu verișorii ei, atât ar fugi din non-stop. No, Natalia! Hai, uite aici, stai la rând. Uite, de aici ții farfurie, curculiță. Nu, 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 lăsa! Ia, ce frumoasă e fătuța asta mică! Ca să te facă voia ta.
cerința făcută. De și voia ta să fie iar multe ce sunt ne iartă multe toate. Adi, eu zic că una de fiecare. Și la mine tare okay, de care vrei de aici? Aleluia. Ce mori! Noi. Da, stai așa. Iau și pentru mine, Natalia. Hai, stai. Mai vrei? Andi, ia-ți. Tati. Tati. Ai, ce faină. Natalia, vrei ananas? Hai că vă fac cosa, hai! Hai să gustăm, eu asta vreau, cred că e cu fistic. Mamă, ce fain arată. Cremă de fistic. E a mea. A te uitat? Așa, wow. Nu vă mai fac poftă, oameni dragi. Voi slăbi pe mine în glorie! Hey, unde-i săștia, mă? Ioana! Aplaudați-o pe Ioana, viitoarea mireasă din familia Mirelui! Amin! Ioana, ți-ai găsit băiat? Încă nu! Ne rugăm, Domnul să-ți dea un soț bun, bucăit, cum e frate, uite-l aici! Bravo! Frate, frate Daniel Hozan, cum te-ai întâlnit cu soția? Pe, tot pe Facebook! Auzi, frate Daniel, știi când eram noi tineri când ne făceam selfie? Mai ții minte? Aleluia! Știi ce e la selfie? Când îți faci poze singur? Când eram noi tineri ne făceam selfie cu oglindă. Mai ții minte oglinda aia, frate Daniel, cam așa arăta, dar avea două fețe. Una de aproape, una de departe. Și eu când treceam pe lângă casa soției mele, dădeam cu oglinda și îi trimiteam SMS-uri. Și vedeai, Vasile afară. Haideți să cântăm! Dă-mi remajor. Bun. Cum
cum ai făcut când ai văzut o prima dată pe soția ta? Wow, trebuia să zici așa. Știți, când au văzut o prima dată, au zis, crezi în dragoste la prima vedere, s-a mai trecut dată. Bun, atențiune, cântăm! Gata, unde e? Vino aici, unde vă? Invităm și pe soc primar să vină aici lângă noi. Ia, cheamă-ți soc primar, cum îi chem? Tata și mama. Tata și mama. Aleluia, vezi? Ai crescut o fată cu minte. Din prima zi, frumos. Aplauze pentru viitorul, pentru viitorul, pentru socru mare. Dar să nu cânti mai tare ca mine. Cum te cheamă? Vasile! Auzi, înainte să cânt, vreau să spun ceva. Când eram mic, eram supărat. Ce nume e ăsta, Vasile? Nume de moș. Am zis, mama, când ce nume ai pus nume de Biblie? Păi ți-am pus. Da, după aia. Nu, hai. Și am zis, mama, ce nume ai pus nume de Biblie? Samuel, Daniel, David, atâtea nume frumoase. Eu, Vasile. Și mama ardelea că zice, fătul meu, că nume de Biblie ți-am pus. Și am zis, unde ai văzut numele meu în Biblie? Zice, mama, citește Psalmul 95:1. Și știți ce scrie acolo? Haideți să cântăm cu văslăvie, Domnul. Așa că avem două cu văslăvie aici. Hai cu toată inima, să lăudăm pe Iisus! Și
cultură mâine, peste timp și lumea te vrăcini. Mi-a fost răuită, cu sânge sfințită la tata. Dar asemănare! Ai asemănare, să nu vânt mai cu soare sau o vână. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Să-i cântim, ar veni, cele mai frumoase melodii.
Thank you.
și vă las în casă. Bravo, știi, te luăm cu noi, duminica aia. Dar nu se vadă. Am glumit. Auzi, fa major. Deci, acum vine tortul. Așa e Natalia. Aici, mama. Aveți! Aveți iubire! Oh,
atunci după tot. Domine, pot să pun că s-au prăbut. O să pun tot să vă ia. Hai, uite acum. Ești însurat? Da. Poți să tep și tu de noastră. Auzi, Zeno, dă-mi un mini rog că vine să plec acum. Domnul nu a fost să stau în mijlocul ăsta. Iată. Mama, da? Nu-i bine așa stuc, nu-i bine așa rog, nu-i nimeni pe pământ ca mama mea. Ia șterge ochii plângi prin cap și mă lovesc, o doamnă ce de mult eu te iubesc. Ia aceea plânge, lasă-mă, mamă, că vin. Mai tare microfonul 1. Mama mea vrea să-i mulțumesc că știu să mă crească, să mă educe și cu bune și cu rele mereu au fost lângă mine. Și la tatăl. Și tatăl la fel. El mai mult în rugăciuni și în posturi a fost alături de mine și mulțumesc Dumnezeu pentru el. Deja plânge, până să ne putem. Bravo! Când a fost mică, dacă vinea cineva să-ți o ia, eu dădeai, am crescut să nu se iubim. Asta și-a lăsat Dumnezeu. Acum, hai că la mama s-a deja plânge, s-a plânge. Și Domnul să te binecuvânteze. Acum urmează, Ionuț! Ionuț, nu faci chemare!
mulțumești la părinții tăi. Întrebă-mi să-i ca Domnul Iisus Hristos să vă mulțumesc de familia mea. Îmi mulțumesc Domnul Iisus Hristos. Auzi, acum cheamă și pe frate, tu zici ceva. Care era mai tare? Ceamă! Acum vorbește încet, pe mine striga. Ei, da? Vorbește mai tare. Ție îți mulțumesc? Dacă te filmezi, stai, să am dovadă. Stai securist! Dovadă! Hai, dovadă! Ție îți mulțumesc pentru salutul mele, Amin. Chiar și pe socru mare. Socru mare, unde e? Hei, acum uite și pe socru mare, că să nu plece supărat. Ce zici? Acum urmează Ionuț. Ionuț, nu faci chemare. Vei la Ionuț. Prima dată mulțumești la părinții tăi. În primul rând zic ca Domnul Iisus Hristos să vă mulțumesc de familia mea. Îmi mulțumesc Domnul Iisus Hristos pentru tatăl meu, care m-a crescut, care m-a dat viață, care m-a chinuit de tot sufletul meu, că m-a învățat să pot să respect omul care merită, m-a învățat în viața asta să pot să iubesc cu adevărat. Aleluia! Pentru că asta am văzut la voi, părinții mei, că v-ați iubit și la bine și la rău, ați fost împreună, ne-ați crescut pe toți șase. Aleluia! Și îți mulțumesc din tot sufletul meu, pentru că te-ai chinuit și ai tras pentru noi. Și iarăși pentru mama îi mulțumesc pentru că au fost lângă mine. Îi mulțumesc că m-a crescut. Amin! Chiar dacă tata a pus să mă trisesc, în acea săptămâni întregi l-a cântat, mama era lângă noi. Așa-i. Tot pita am și eu. Îți mulțumesc, mamă, din tot sufletul meu. Îți mulțumesc că era viață. Îți mulțumesc, mamă, din tot sufletul meu. Acum vin la tata sotru, care mă trisesc în fața voastră lângă. Dă-i putere, Doamne! Ia-l în brață! La primul telefon, când am vorbit cu el, am simțit că e ca o tată pentru mine. O să mă trezesc în fața voastră pe noi. Eu pe tatăl sotru nu l-am văzut, pentru că acum când am venit la nuntă, legătura noastră a fost pe telefon. Dar a fost Duhul Sfânt care m-a legat. Aleluia! Și am uitat dragostea. Și prin mine eu am uitat dragostea, că nu vreți ca pe tata meu, pentru că o dat viața la ființa care o să fie mama la copiii mei. Aleluia! Și mulțumesc la mama Carina pentru tot respectul, pentru toată dragostea care mi-a arătat-o. Îți mulțumesc din tot sufletul meu că m-ai primit în familia ta. Îți mulțumesc, mamă, din tot sufletul meu. Domnul să vă bine în Dumnezeu. Și mai vreau să mulțumesc la cineva. Îi mulțumesc la fratele pastor Daniel Hozan, care mă îndrumă despre pocăință,
ai pământul să se vezi pe Dumnezeu. Aleluia! Îmi mulțumesc toți pentru eu că am fost alături. Aleluia! Ia-le brațe, mă! Ia-le brațe! Și vă strâng din tot sufletul meu că prin El Dumnezeu a luptat, dar eu lasă să fiu la o credință. Amin! Domnul să vă vede! Aleluia! Aleluia! Și omul care te duce la biserică. Și să nu intră de fratele meu Mihai, de la ei, de la firma de ei, care prin de astăzi o să vă mărturisez în inima aceasta, se face un an de când am fost la ei biserică, de când am zis la fratele de pastor, da, de astăzi privesc pe Dumnezeu. Aleluia! Astăzi s-au plinit un an. Aleluia! Am zis, frate pastor, vreau să fac pe Cuvântul Dumnezeu. Era de-a pace lumea. Și astăzi, Dumnezeu mi-a arătat că pentru bucuria care a făcut-o lui Dumnezeu în cer, pentru îngerii care s-au bucurat că m-am plecat în luna lui Dumnezeu, Domnul mi-a dat data aceasta, mi-a dat tot în data aceasta, mi-a dat bucurie. Aleluia! Și mulțumesc la fiecare parte, toți invitați care au fost alături de mine, pentru familia mea, pentru toți care au fost la părtășire. Domnul Iisus Hristos să vă răsplătească cu viața veșnică. Amin. Amin. Deci, frate Daniel, lăsau să fie și predicat urmă. Deja, uite, toți frângem, am exact cu cea fie mare urmă. Nu? Îți frați la pe care nu-l cunosc pe Iisus în viață? Zine ce vreau. La altul, fratele meu. Zi, vin aici, mă! Pă, Alin. Alin. Oh, Doamne! La altul, fratele meu, Alin, cel mai mare genon. Nu-i chemat la poveță, nu-i chemat la mântuire, nu are legătură cu Dumnezeu. Dar pot să spun prin trăirea care doare de credincios față de Dumnezeu. Amin! Pentru că are inimă mare, are inimă mulțumitoare și spun că Domnul Iisus Hristos se binecuvinteze familia, se binecuvinteze copiii, casa, și să mă rog pentru că Domnul Iisus Hristos să schimbe inima și să fie și el pentru mult cel bun. Amin! Și vreau să mă prinsesc pentru că a fost și eu un exemplu de asta. Chiar când era mic, mai vedea câte un an. Dacă n-ai știut să fugi. Mai vedea câte un an și spunea, Doamne, de la mea. M-am dus un pic de peste tot. Îi doresc multă sănătate împreună cu soția lui. Amin! Copiii mulți. Amin! Sănătoși. Casa e mândrea noastră, copiii noștri. Și vă dată casă de cadă, multă sănătate. Amin! Și surioara ta acum. Oh, Doamne, ce emoții! Frate Vasile, mai sunt mulți frate care nu sunt mai mai eu trebuie să-mi spun la toți. Mă, mai zici? Zic! Că duminica, când avem botez? Botez face și găseam. Nu am Panina, am Vara aici, pe Platul Daniel, pe Florian, care pot să spun că Florian m-a ajutat să ajung în Austria. Prin sora mea, Ana, m-a ajutat să am putere. Am ajutat prin un alt lucru, să am un loc de muncă. Și pot să-i mulțumesc și lor că mă aflu aici, datorită pentru lui Dumnezeu și apoi lor că m-a dus în Austria. Domnul Iisus Hristos să le răsplătească.
și mă rog pentru ei ca să vină și ei în biserică, să vină la casa lui Dumnezeu. Amin! Și m-aș bucura să fim toți în casa lui Dumnezeu, să fim cu toți acolo în cer, unde Tatăl nostru Domnul Iisus Hristos așteaptă. Așteaptă să vin cu toți. N-am cuvinte să vă mulțumesc. Amin! Iisus Hristos, Amin! Amin! Doamne inima, pentru Bunda ta trebuie să binecuvinteze Bunda toți aceia care... Și la muzică! Mulțumite, poate alți copii după voi, dar alți spunează că ați avut iubiți. Domnul să binecuvinteze, mulțumim o cărare, mulțumim tuturor! Amin! Domnul să binecuvinteze, Domnul să binecuvinteze, amin! Amin! Să zică și socrul mare ceva. Nu mai mult de jumătate de oră. Dani, zic că te mai bine. Sărăi să fie pe cușură. Amin. Că... am ajuns la mușe ca să vă rog pe mine. S-am vărăt frumos. Și bine cu care aș vrea să fie Dumnezeu, nu sunt mare, probabil nu sunt Iisus Hristos. Dar era să te întreabă în picioare și m-a dat grația de Dumnezeu și soții ca să vedem lumina asta. Amin! Mă rog, tu nu s-a așa încălpărit, dar vreau să-i mulțumesc cu scurând pe Iubatul Tatăl frumoasă de Dumnezeu. Domnul să-i păsobi din cuvinte. Să aibă parte cu mai viață. Eu nu l-am auzit în biserică că trebuie să vin aici. Iisus prezent. Domnul să vă binecuvinteze. De la jumătatea la sus sau de la oameni să vin să vă vezi? Am avut chiar sunt alături de Ionuț și de Beatrice. Dar nu puterea Dumnezeu a dat în dreapul la slujbă cu Sfânt sau cu Dumnezeu. Eu nu ți-a intrat odată în biserica noastră și în ziua aia s-a pierdat lui Dumnezeu. Și de atunci am fost în ele. Și atunci am plăcat să-L susțin. Aleluia! Și astăzi sunt la evenimentul care cumpărim cu toți în viață, căsătorie. Amin! Un eveniment care Dumnezeu a susțin mine, să fie un singur. Dar dacă va fi să vă
Poate acum aveți emoții și ziceți amin, așa-i? Da, dar tot poți să fac bine. Dar dacă nu ziceți și nu faceți, am să-ți dați să faceți. Domnul Stăleacu, de aia, autoritate, înțelepciune și decizii hotărătoare în care să rămână sper, Domnul Stăleacu, de aia, este gândată. O sosit momentul să plecăm acasă. A fost foarte frumos. Mulțumim la Dumnezeu pentru ziua astăzi. A fost deosebită pentru noi. A fost o nuntă și pentru suflet. Da. Dar și pentru pântece. Atâta de bună a fost mâncarea. Deci, atâta de frumos a fost. M-am bucurat. M-am bucurat, m-am veselit, am mai vărsat câte o lacrimă, am văzut oameni frumoși. Am revăzut, am vrut să spun, oameni frumoși, plăcuți mie, fiindcă îți plecați în Spania, îți plecați în alte colțuri al lumii și aici, la nuntă, ne-am revăzut. Domnul să vă binecuvinteze, frații mei, vă las cu Domnul și dacă Domnul rânduie să ne mai vedem, mă bucur. O să pun acum ce-am filmat pe YouTube, sper că am captat ce trebuie. Câteodată am crezut că am filmat și n-am filmat, îmi pare rău. Așa ai putut? Da, că am vorbit cu unul și cu altul și n-am fost atent ce am făcut, știi? Nu, dar totuși am filmat ceva. Noi acum plecăm, uitați ce frumos, zici că mergi printr-un portal. Hai, Natalia, Natalia nu mai vrea să meargă acasă. I-a plăcut. Aici puteți să veniți la Eva. Ava Garden. Eva, tot Eva. A fost frumos. Foarte frumos. V-am lăsat. Am zis salutătul. La revedere.
va sfârși, credința de sare.